Dar acum, domnule Tudose, noi ne mai alintăm așa, acum tale, că te plimbi ca San Bernardu prin politică, ne mai hăhăim, ne mai jucăm de-a Grindeanu, am înțeles. Dar să știți că vine așa un danf, da. Gabi Firea, stăpâna la bandă la București, să-i dea Dumnezeu sănătate, are dreptate la aia cu: alo, domnul, dar nu vorbim mai întâi în partid. Dumneavoastră v-ați dus la televizor, le-ați luat pe femeile alea de păr, pe Sevil și pe Rovana, și ați dat cu ele de pământ. Remaniere, demitere, orice, să plece, domne. Sunt trei cu probleme care, într-adevăr, creează probleme și la nivel de percepție publică și unele dintre situații și la nivel de Comisie Europeană. Ori albul, ori negru. Și care este albul? Lămurirea situației și toată mergea de treabă sau cineva trebuie să plece acasă. Bun, lucrăm cu materialul clientului. Așadar, ce înțelegem noi de aici? Că oamenii ăia de la Bruxelles au zis: bă, dacă mai vreți bani europeni, scăpați de doamnele astea penale. Iar matale ai zis, ca un tehnocrat adevărat, Nea Tudose: ok, am înțeles, să trăiți. Și te-ai dus la televizor și ai zis asta. Când? Fix, dar fix după ce te-ai supărat pe un sondaj pe care nu l-a comandat Liviu Dragnea, despre scăderea în imagine a guvernului matale. Și s-a ajuns la situația pe care o știm, situație care a generat scandalul și acel cex. E, ce ne-ai zis, matale, deci tot matale, după cex? Atât Sevil cât și Rovana, imediat după ce au primit citațiile la DNA, au venit să-și prezinte demisia. Le-am oprit, am sunat pe Liviu, a venit și alți colegi și am reușit să le oprim. Tocmai pentru a nu fi un semnal de, știu eu, de gringoladă în guvern. Aoleo! Așa, Nea Tudose, deci femeile au vrut să-și dea demisia, iar matale ai zis că nu se poate? Că trebuie discutat în partid? De ce? Voiai să le și torturezi sau cum? Și-au dat demisia. Bravo, să rămână, la revedere, doamnelor, să știți că vă iubim. A, nu, tu aveai de discutat în partid. Și ce să discuți în partid? Nu erau penale? N-ai zis așa? Ce mai aveai de negociat cu niște penale? Da, doamnele nu sunt penale până la o decizie definitivă a unor judecători. Dar matale așa ai zis la televizor, că au probleme penale. Și de ce o accepți pe Sevil în guvern după aia? Vă anunț, ca să nu fie o surpriză peste câteva zile, sper că Sevil va accepta să lucreze în aparatul guvernamental, fiindcă chiar este extrem de bună pe ceea ce face. Și apoi chestia asta, ce fel de om să fie și doamna? Îți aruncă partidul în scârbă o felie de pâine pe jos și sar repede să o iei? Nu puteți refuza funcții publice, doamnă? Nu puteți să spuneți: bă, m-ați băgat în toate nenorocirile, nu mai trebuie, lăsați-mă în pace? Da, probabil asta înseamnă să fii membru devotat de partid. Umilință, ciocul mic și joc de glezne. Deci, domnule Tudose, noi o vedem ca pe o mare minciună, o invenție, ca pe... De fapt, știți ce? Că tot spuneam de danful ăla. E aceeași împuțiciune ca la Grindeanu, domne. Miroase a securism d-ăsta ieftin. Ieftin pentru voi, foarte scump pentru noi. Mințiți din ce în ce mai prost, băieți. De fapt, stați puțin, că nici nu trebuie să spun eu că mințiți. Ia uite, spun chiar oamenii voștri de nădejde. Rovana? N-a existat deloc momentul despre care vorbește domnul Tudose. Rovana și Sevil au venit la mine cu demisiile imediat după ce au fost citate, iar eu l-am sunat pe Liviu și împreună le-am convins să renunțe la demisie. În ceea ce mă privește, nici vorba. Domnule Tudose? Mihai? Mihăiță? Țică. Hai mă, băiatule, mă. Așa rămâne, da? Ești un mare mincinos. De-aia te-au și pus acolo, nu? Că poți minți fără să miști vreun mușchi de pe față. Acum înțelegem și ce-i cu fața aia mototolită. Chestie de camuflaj, frate.